Ce înseamnă energiile lunii iunie, energiile lunii iulie, da? Ești aruncată în trecut, în prezent, nici nu știi unde ești, se ancorează pământul tău, adică nimic, da? Adică nimic, doar lângă tine ce e și doar de ce ai tu nevoie. În afara ta observi doar lucrurile. Ce înseamnă să mergi cu, știi cum curge râul? Mergi în direcția râului, nu împotriva. În direcția râului înseamnă doar să observi. Mă plimbam într-o parte a satului, tot eram ghidată tot acolo să mă duc și zici că era, se ancorează pământul meu foarte frumos. Și am luat o altă direcție azi și erau căței acolo la un moment dat, nu m-au lăsat să trec mai departe. Vreau să văd nu știu ce pădure, nu știu ce, da? Nu e a tău, nu mai e proiecția ta. Ce să vezi? Te-au atenționat, pământul te atenționează. Ți-au apărut căței în față. Nu trebuie să lupți cu ei sau să te superi sau să stai de vorbă, da? Am zis ok, am înțeles și am plecat de acolo. E cumva, ai ancorat jumătate de sătuc, numai unde e căsuța ta și cât să te duci să-ți iei o pâine. Cam atât. Îți dai seama unde ești. Astea sunt energiile, cu astea observ lucrurile din jur și atât. Te înțelegi cu ai tăi, la un moment dat nu te mai înțelegi, da? Pentru că sari dintr-o lume în alta și observi lucrurile. Când e lumea ta, când e lumea lor. Și vecinii la fel. Când e lumea lor, când e, da, am văzut niște semne, cineva pleacă de pe pământurile astea și asta era, vai să nu spui că moare nu știu cine, că de ce trebuie să se sperie omul și să se, trebuie să ne obișnuim. Cineva moare, cineva nu. Murim toți, nu murim deloc. Oricum murim și după aia ne reîncarnăm și sărim. Asta e. Asta e situația. Prin asta am trecut eu, da? E o reîncarnare, am mai zis-o odată. Nu mai ești dusă de rude și de tot orașul la cimitir plângând. Ești adusă și luată din pătuț și adusă înapoi în pătuț reîncarnată. Și nu sunt mai fricile toate, le acceptăm, da? Se dizolvă și știi cum merge treaba, despre ce e vorba. Și am văzut niște semne pe un copac a cuiva, se întâmplă ceva, da? Păsări moarte și sunt niște semne. Se întâmplă niște lucruri, te ești avertizată, nu să te ferești că e vai sau n-ai făcut nu știu ce, să știi că ești într-o direcție ok. Cu cât mai rău și mai aiurea vezi în jurul tău, e ok. Accepți haosul pe pământ. Îl accepți și îl îmbrățișezi așa cum e. Nu te implici, nu e despre tine. E despre tine, te implici cât atât cât, da? Iarăși e atât. Și stop joc la proiecții. Nu mai proiectezi nimic. Dacă proiectez din greșeală, că am mai făcut așa, mi-a scăpat păsărica. Și îmi dau seama și, da, o meditație rapidă, revii la tine și gata. Ai sărit în alt loc acum unde nu... Stop joc, stop proiecțiilor, stop viselor, așa. Nu mai visezi la nimic, nu că vreau să nu știu ce și nu știu nimic, dar nimic, nici de o floare, nici de nimic, da? Atât, ține minte, e din sănătatea ta, da? Asta e, ok.